Iubiți credincioși, duminica a patra ne pune în față această relatare despre vindecarea unui orb din naștere. Sigur, gândindu-ne la situația unui tânăr, a unui om care nu a văzut niciodată lumina, care nu a putut să admire culorile, frumusețile naturii, să cunoască personal, după față, de părinți sau rude, este ceva teribil. Este o viață cufundată în întuneric și înțelegem poate de ce acest tânăr, ori din naștere, trezește mila lui Iisus. Nu este El cel care cere să fie vindecat, dar Iisus l-a întâlnit la piscina de la Siloe. Era, ne închipuim, un om disprețuit. Părinții îl trimiteau să cerșească și probabil se afla la această piscină pentru a cerși. Și iată, Iisus îl întâlnește și are loc această minune pe care evanghelistul Ioan o prezintă cu o valoare pedagogică pentru noi. Sfântul Ioan are mai multe minuni relatate și toate vor să ne trimită spre semne, spre realități care ne privește și pe noi. Și această vindecare a orbului, nu mă voi opri asupra amănuntelor, dar voi sublinea câteva aspecte, și această vindecare are trei semne care se potrivesc foarte bine pentru noi, pentru această perioadă de pregătire la sărbătoarea Paștelui. Remarcăm imediat că este vorba de o apă, piscina de la Siloe, și este vorba de recăpătarea luminii ochilor din partea unui orb. Cu puțin timp înainte de a săvârși minunea, Iisus a declarat în Evanghelie: atâta timp cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. A venit să aducă lumină. Și iată un moment în care aduce lumină pentru un orb, lumina ochilor, dar aduce lumină și în suflet. O convertire, am putea spune, pentru acest orb din naștere, care de la necunoașterea lui Hristos și a lui Dumnezeu ajunge la cunoaștere și la o mărturisire profundă de credință. Apoi trebuie să mai adaug, pentru a înțelege acest simbol al luminii și al apei, că toată scena se desfășoară pe fundalul sărbătorii corturilor, atunci când evreii aminteau peregrinarea lor prin pustiu și făceau această sărbătoare la Ierusalim. Și seara, relatează cronicele, se aprindeau torțe care iluminau orașul Ierusalim. Era ceva extraordinar în modul de a lumina cetățile Ierusalim, zidurile Ierusalimului, iar marele preot cobora cu o sticlă de aur la această piscină de la Siloe, lua apă, apă care era apoi turnată pe altar și se aducea jertfă în amintirea acelui timp când poporul evreu a peregrinat prin pustiu și a trebuit să locuiască în corturi. Remarcăm imediat aici că acest gest amintește de o eliberare și noi imediat trebuie să mergem cu gândul la o eliberare a noastră, și anume la momentul botezului, pentru că botezul nostru a însemnat spălarea în apă și în același timp acest botez a devenit pentru noi o iluminare. În vechime, în primele veacuri ale creștinismului, timpul postului mare era și un timp de pregătire pentru primirea botezului în noaptea din Paști, de Paști, din partea catecumenilor. Și de aceea, această Evanghelie pusă în această duminică vrea să trezească și în noi această amintire a botezului nostru și o altă dorință mai puternică, aceea de a avea lumină suficientă în inimile noastre pentru a-L cunoaște mai bine pe Mântuitorul. Faptul că suntem trimiși la botezul nostru ne amintește și Sfântul Apostol Paul din scrisoarea către Efeseni, din care am citit lectura a doua.
fraților, odinioară erați în întuneric, acum însă sunteți lumină în Domnul. Umblați ca niște fii ai luminii, căci rodul luminii constă în toată bunătatea, dreptatea și adevărul. Este așadar clară această aluzie la botezul nostru și trăind din botezul nostru, trebuie să ne întoarcem totdeauna la botezul nostru, pentru că nu totdeauna conturile sunt încheiate odată cu primirea botezului. Ceea ce remarcăm în relatarea vindecării orbului este, sigur, modul cum Iisus săvârșește minunea, dar mai ales acel dialog dintre ucenici și Iisus, dintre farisei, cărturari și Iisus, și apoi mai ales dialogul dintre Iisus și orbul care este vindecat. Vedem și constatăm că un orb, din naștere, ajunge la lumină. Și cei care pretindeau să aibă lumină devin mai orbi la sfârșitul acestei relatări. O spune însuși Iisus atunci când încercau să-L acuze de faptul că a încălcat ziua de sabat, că în numele cui ar fi săvârșit această minune. Și spune Iisus, nu cumva farizeii, nu cumva suntem și noi orbi? Iisus le-a zis, dacă ați fi orbi, nu ați avea păcat, dar pentru că spuneți, vedem, păcatul vostru rămâne. Este necredința farizeilor și cărturarilor care aveau în față adevărul, lumina, viața și nu credeau. Era Mesia, era Hristos în fața lor care săvârșea atâtea minuni și nu au admis această prezență a trimisului lui Dumnezeu. Îi avem pe apostol care și el la un moment dat se îndoiesc. El a păcătuit sau părinții de a ajuns în această situație să fie orb? Și apostolii încă mai se îndoiau de capacitatea lui Iisus de a vindeca de o boală reală care este orbirea. Dar ceea ce contează mai mult poate este această trezire la adevărată viață a orbului. El este vindecat de orbirea fizică, începe să vadă, se bucură de viață și atunci când Iisus îl întreabă dacă el crede în persoana care i-a făcut această minune, el spune, dar cine este acela ca să cred în el? Iisus spune, cel care vorbește cu tine. Aici poate este momentul în care vedem că se realizează această vindecare sufletească a orbului care de la necredință, de la această încercare de a atribui minunea unei întâmplări, ajunge în momentul în care face această mărturisire de credință, o credință care înseamnă pentru el recăpătarea luminii. El vede și cu ochii trupului, dar vede de acum înainte și cu ochii sufletului. Spuneam că acest lucru ne trimite la botezul nostru. La botezul nostru s-a deschis și s-a aprins lumina în sufletele noastre. Am fost spălați de păcat, dar de atunci avem lumina credinței în sufletele noastre și tocmai această credință pe care a mărturisit-o orbul din naștere în dumnezeirea lui Iisus, în puterea sa, trebuie să fie pentru noi obiectul aprofundării. Postul mare ne îndreaptă spre noaptea de Paști, când vom reînnoi făgăduințele de la botez. Noaptea de Paști, când vom aprinde lumina, simbol al luminii lui Hristos, care vrem să ardă și în sufletele noastre. Ne vom lăsa din nou stropiți cu apa cu care am fost spălați la botez. Dar mai important decât ritul exterior este tocmai această creștere în credință, pentru ca clar viziunea noastră, capacitatea noastră interioară de a vedea să devină mai puternică. Însă, ajungând la problema noastră, sigur că putem face o reflexie și mai profundă asupra faptului că mai mult poate ca oricând avem și noi nevoie să ne prezentăm în fața
lui Iisus pentru a fi vindecați de orbirea noastră, pentru a fi eliberați de întunericul în care trăim. Astăzi este în fața noastră un fenomen contradictoriu. În timp ce devin mai luminoși ochii științei, se vorbesc despre atâtea progrese în domeniul economic, politic, în domeniul științelor, cu atât mai mult ochii omului devin mai întunecați. Cu cât pretindem că vedem mai mult în jurul nostru, cu atât omul vede mai puțin în interiorul său. Pământul luminat în întregime de rațiune strălucește sub semnul nenorocirii triumfale, spunea un filozof modern. Tot mai mult se afirmă obiectivele științifice ale omului, însă tot mai puțin sunt clare valorile pe care omul trebuie să le trăiască și să le cultive. Omul devine pentru el însuși un mister. Își îmbunătățește viața, știe ce este viața, dar nu știe cum să-și trăiască viața. Ori în această formă de trăire, omul, putem spune că orbecăiește în întuneric, nu vede clar și încearcă atunci tot felul de surogate, încearcă tot felul de răspunsuri, soluții la problemele care îl frământă. De ce trăiesc pe pământ? Care este scopul vieții mele? Omul, chiar dacă are inteligență și cunoaște multe lucruri, dacă nu are lumina credinței, este un om cufundat în întuneric. Orbul din naștere devine atunci o metaforă tragică a omului modern. Omul modern care nu mai vede și nu mai este capabil să se deschidă la lumină. Poate ați auzit de, sigur, diferitele curente care încearcă să nege valorile fundamentale în care trebuie să creadă omul. Nietzsche cu nihilismul său, când nu există nimica adevărat, nimica stabil, totul este provizoriu. Poate ați auzit de secolul luminilor, iluminismul din secolul XVIII, care a încercat să aducă lumină și a pretins să aducă lumină, dar a adus atâta lumină încât i-a orbit pe oameni sufletește și consecințele se văd și astăzi ale iluminismului, care a introdus tot felul de teorii asupra comportamentului uman. Fenomenul, sigur, este în creștere, dar noi creștinii avem un punct de referință la care ne putem refugia pentru a nu cădea în aceste pericole și pentru, mai ales pentru a nu risca să trăim mai departe în întuneric. Poate ne întrebăm cum noi care suntem creștini putem trăi în întuneric? Sunt mulți cuprinși de orbire spirituală. Cunoașteți poate persoane, auziți sau citiți lucruri pe care nu le explicați, cum de oameni din sânul poporului nostru care se definește creștin, se pot întâmpla atâtea lucruri oribile. Se poate întâmpla oare în numele unei credințe care luminează comportamentul, care dă sens vieții, care oferă puncte de sprijin clare? Fenomenul se explică din aceea că mulți oameni orbesc astăzi. Nu sunt ori din naștere, dar își pierd vederea, vederea credinței, vederea vieții adevărate pe parcurs. Și este o chemare atunci, această Duminică Apostolului Mare, să ne gândim nu numai la fenomenul fizic al orbirii și nu numai la fenomenele extraordinare atunci când vedem oameni orbi, dar mai ales asupra acestui pericol care se răspândește tot mai mult și care pune în pericol existența adevărată a omului. Pentru mulți, viața devine ca și o noapte întunecoasă, fără perspective, o închisoare teribilă, o închisoare întunecată, în care lucrurile își pierd frumusețea lor, conturul lor, oamenii care nu mai au gust pentru Dumnezeu, pentru cele sfinte, pentru sacramente. Întregul efort al omului este unul pentru a vedea lumina, dar unde se caută lumina? Eu sunt lumina lumii, spune Hristos. Cel care vine la mine nu va umbla în întuneric. Avem această garanție sigură și atunci
după exemplul orbului din Evanghelia de astăzi, trebuie să încercăm să trezim mai mult credința noastră și să-L punem pe Hristos în centrul vieții noastre. Să cerem să ne dea mai multă lumină pentru a vedea și pentru a trăi ca adevărați fii ai luminii, așa cum ne-a îndemnat și Sfântul Apostol Paul. Trezește-te tu care dormi, ridică-te dintre cei morți, iar Hristos te va lumina. Dacă vom face acest efort odată cu postul și cu efortul nostru de a ne disciplina înclinațiile, viața, vom primi și lumina adevărată pentru suflet. Se povestește despre o tânără care a trăit recent în Italia, se cheamă Benedetta Bianchi Pori, care la 27 de ani, în timp ce asista la Sfânta Liturghie, a avut o hemoragie la ochi și a pierdut vederea în timpul Sfintei Liturghii. Probabil era afectată de boala ochilor, dar s-a întâmplat acest lucru în timpul Sfintei Liturghii. Pentru 5 ore nu a voit să spună nimănui ce i s-a întâmplat. A mers doar la părintele care a celebrat Sfânta Liturghie și a spus: Părinte, sunt senină și am atâta lumină în mine, chiar dacă de puțin timp mi-am pierdut complet vederea. Și în jurnalul ei scrie mai târziu: Întunericul meu mă apasă, dar îl prefer, dacă acesta este prețul pentru a umbla cu mai multă lumină în inimă, pentru a-L urma pe Hristos. Un exemplu care, sigur, ne arată cât de prețioasă este vederea ochilor, dar și mai prețioasă este vederea pe care trebuie să o purtăm în sufletele noastre. Sfântul Augustin, referindu-se la momentul crucial și important pentru noi, răstignirea lui Iisus, spune: Au făcut din sângele său coliri pentru orbi, întărătându-se, se referă la dușmanii lui Iisus mai mult, celor care se făleau că au ochi bine deschiși pentru lumină, a năvălit peste ei întunericul și ei au răstignit lumina. Câtă orbire, exclamă Sfântul Augustin, au ucis lumina, dar lumina pe cruce i-a luminat pe orbi. Un paradox, lumina care este Hristos este răstignită, dar acea lumină care este răstignită ne-a dat capacitatea ca să vedem. Postul Mare ne amintește și de acest moment în care lumina adevărată vine și din crucea lui Hristos. Să-L rugăm la această liturghie să ne mărturisim această credință în Hristos și să-L rugăm să ne dea mereu lumina sufletului. Amin.